Dragi prieteni, deschidem cu o știre interesantă. În urma unei anchete jurnalistice în Ghana, o țară din vestul Africii, federația a decis să guvernul a decis să suspende activitatea Federației de Fotbal. Asta chiar în timp ce Naționala Ghanei dispută un meci amical la această oră. Este pauză în meciul Islanda-Ghana, 2-0 pentru islandezi. E bine, când se vor întoarce acasă, jucătorii din Ghana nu vor mai găsi practic nimic pe uliță, nu mai au unde să nopteze, întrucât federația este dizolvată. Aia mă gândeam și eu, uite dacă jurnaliștii noștri s-ar fi apucat de anchete, Dane, în epoca aia, mitică Dragomir Mircea Sandu, și îi băga în seamă cineva de la conducerea țării, dizolva și liga și federația. Nu? Așa cum au făcut unii dezvăluiri despre Gala Bute și până la urmă, principalii protagoniști au ajuns la pușcărie. Uite, așa puteau să-i trimită la închisoare, dar nu s-a vrut. Bineînțeles, că nu-ți permitea. Și iertați-mă, domnul Tolontan, nu v-ar fi lăsat domnul Ioanițoaia să faceți o astfel de anchetă, să-l băgați la zdup pe Mircea Sandu, că era prietenul lui. Și lucrurile astea nu se cad. Adică știu că putem să facem anchete excepționale în România, dar atenție până la un punct. Da? Sunt și mize peste care noi nu ne permitem să trecem, nu-i așa? Și atunci sigur că facem anchete despre cine se poate. Că nu poți să faci chiar despre oricine. Și probabil cu mitică Dragomir ar fi fost cam la fel. A, interesant. Altfel merită menționată, Radu, victoria Simone. Astăzi o victorie consistentă, dacă ne aducem aminte, noi vorbeam enorm, consistentă și absolut meritată. Meritată, da, da. I-a venit vremea Simonei Halep, dar a bătut-o pe Angelique Kerber, sunt de-a nebunit-o, două detalii aici. Pe Mugurusa de-a nebunit-o, numai atât mai puțin ca Simona. E bine că se încheie o lungă discuție. Dacă Simona va câștiga în sfârșit Roland Garros, o să va încheie o lungă discuție. Dar noi spuneam la un moment dat, Radu, discutam între noi aici în emisiune și spuneam următorul lucru. Cu tenisul ăsta al ei, la un moment dat se va potrivi de așa fel, eu știu, situația încât Simona Halep să câștige până la urmă un turneu de Grand Slam. Și cred eu că îl va câștiga, pentru că adversara din finală, Madison Keys, e accesibilă. Nu, Sloane Stephens. Sau Sloane Stephens, pardon. E cam același lucru, e adevărat. Corect. Dar țin minte, Dane, când a început Roland Garrosul, că tu spuneai așa, singurul lucru la Simona Halep care ne interesează este când va părăsi competiția. E, s-ar putea de data asta să fie momentul cel mai bun. Asta spun. Deci că, de-aia zic că nu era un moment la care să ne fie așteptat. Chiar dacă ea era din postura de numărul 1 mondial, e adevărat, dar după atâtea eșecuri din mai multe puncte de vedere în competiții importante, să gândea lumea, bă, de data asta nu mai prinde. Este totuși a treia finală pentru ea la Roland Garros, dar clar că lucrurile nu mai sunt ca la început. Când a pierdut cu Sharapova și cu Ostapenko, de data asta e în altă situație. Doar de data asta, doar un miracol ar putea să o facă să nu câștige. Până acum spuneam că e un miracol dacă va câștiga. E bine, acum un miracol ar fi să nu câștige. Vă dă Dan Bâra toate amănuntele apropo de această finală care se va juca sâmbătă după amiaza. Bun, noi ne întoarcem duminică să vedem dacă până atunci mai găsim țara la locul ei. Rămâneți cu bine. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Iată că avem motive să ne bucurăm astăzi. Ne-a ieșit pariul acela mititel de care vorbeam ieri la Simona Halep, și anume Simona să câștige un set. V-am spus, nu știu dacă va câștiga, dar cred că va câștiga un set. A câștigat chiar două până la urmă și evident este în finală. Un lucru de remarcat la Simona, gestul acela cu mâna la cap. Și există câteva detalii, nu doar gestul în sine, ci și implicații legate de acest lucru. În primul rând, așa cum am intuit inițial, în spatele ei în tribună se afla Ion Țiriac, lui a făcut acest semn cu mâna la cap și evident se completează oarecum ceea ce spuneam și despre Darren Cahill, că e un antrenor evident bun, dar pentru Simona e nevoie de mai mult de atât, poate nu e antrenorul potrivit. Iată că în momentul în care Țiriac vine și știe să o motiveze, Simona prinde curaj și reușește să facă niște jocuri bune.
Sunt convins că, inclusiv citeam pe ProSport puțin mai devreme, un articol în care se spunea că Țiriac chiar striga din tribună în anumite momente. Nu e voie să vorbești cu ea dacă ești un oficial, însă Țiriac, nefiind oficial, îi poate spune anumite mici chestii, un cuvânt, spre exemplu, din când în când, care mai scapă așa printre dinți. Nu în ultimul rând, remarcăm felul în care Muguruza a încercat să minimalizeze acest lucru pe care îl făcea Simona, conștient sau nu, nu știu dacă a fost conștientă această reacție a Muguruzei, dar Muguruza a văzut-o pe Simona că duce mâna la cap și în partida de astăzi se întorcea către Țiriac și arăta la cap. La un moment dat chiar rerorilor surprindeau pe Simona spunând capul, 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 și arăta, făcea semnul acela. Moment în care Muguruza a preluat acest gest și îl folosea la mingile greșite, oarecum pentru a mai micșora din importanța acestei comunicări dintre Țiriac și Simona, așa cred eu. Oricum, bine că am câștigat acest pariu. Nu credeam că Simona va trece în finală, a trecut și mă aștept la cum am văzut că au decurs lucrurile astăzi să câștige finala. Vom discuta până atunci și de alte detalii. Avem multe subiecte, avem o semifinală tare de la Roland Garros, anume cea dintre Cecchinato și Thiem, însă alături de mine este Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane, salut, Pariuș! E Sabin Pârvan, alături de care vom discuta, prieteni, aceste subiecte. Începem cu meciul zilei Unibet, disputa dintre Cleveland Cavaliers și Golden State Warriors. Așadar, avem această partidă dintre Cleveland și Golden State Warriors. Situația în momentul de față este foarte clară. Echipa din Cleveland, Cavaliers, obligată să câștige această dispută, pentru că altfel, dacă nu va câștiga, Golden State va fi noua campioană din NBA. Asta în ciuda faptului că LeBron James, Sabine, e într-o formă absolut nemaipomenită, dar degeaba. Da, e un fel de Messi pentru Barcelona când LeBron e în formă și joacă. Bine, acum nu s-a mai potrivit, pentru că în ciuda formei deosebite a lui LeBron, Cleveland nu a reușit mare lucru în această... Omul a dat câte? 127 de puncte, da, până acum, în 3 meciuri. 127 de puncte în 3 partide. Medie de 42,3 pe meci. Deci, chiar mai mult de atâta, ce să faci ca să-i ajuți? Da. Trebuie să ai cu cine. E o diferență între felul în care sunt alcătuite cele două loturi. Cleveland a mizat pe 2-3 vedete jucători de care se leagă întreg jocul, pe când Golden State este solidă pe toate compartimentele. Nu au un singur jucător sau doi jucători care luptă acolo. Curry, ok, este formidabil, dar Kevin Durant și 4 jucători de calibru au dus greul și au reușit să o aducă pe Golden State la conducere cu 3-0. Practic este partida decisivă. Doar un succes al gazdelor face ca această serie să continue, dar până la urmă, sau trăgând linie încă de acum, Golden State va câștiga această finală. Are cota 1.46 să se impună și să își treacă în palmares trofeul și să câștige practic NBA-ul din acest sezon. Cota 2.80 pentru Cleveland la victorie. Casele de pariuri nu se mai așteaptă la mare lucru din partea gazdelor. 2 cu handicap minus 4.5 puncte. Să câștige Golden State la cel puțin 5 puncte diferență. Cota este 1.71. Un succes al oaspeților într-o partidă cu cel puțin 216 puncte. Un meci spectaculos, cu alte cuvinte, și o victorie al lui Golden State. Cota 2.75 și măcar 218 puncte în meci la o cotă de 2 și 10. Acum, nu știu dacă or să fie 216 puncte, ar putea fi, pentru că la cum stau lucrurile n-ar fi deloc exagerat, se întâmplă așa, cota e foarte bună, însă am calculat câte puncte s-au marcat în fiecare dintre cele 3 dispute din finală. În prima au fost 214, s-a mers în prelungiri, s-au mai marcat și acolo. 225 în a doua și în ultima, cea mai recentă, 212. Așadar, cam pe aici. Niciuna n-a fost sub 212. Da, teoretic, am putea asista la un meci chiar mai spectaculos de atât. Deci, peste această linie de 212, lucrurile par destul de logice, pentru că Cleveland... Am spus-o și la 2-0, trebuie să forțeze, trebuie să se impună.
nu merge să te aperi cu Golden State și va fi o partidă spectaculoasă. Deci cine va reuși în final să se impună rămâne de văzut. Eu cred că va câștiga Golden State pentru că vor să încheie rapid seria. De prin 96 sau nu, din 2007 nu s-a mai terminat o serie, o finală în doar 4 meciuri. Ar fi o premieră după un deceniu. Cel puțin 208 puncte în meci este pariul nostru, peste 207,5 la o cotă de 1,40. Dăm voie să citești și câteva mesaje. Victorie Golden State, ne scrie unul dintre cei care ne urmăresc. Este vorba de Ciprian Bălașa. Sunt mesaje și despre tenis, dar deocamdată hai să vedem ce mai avem din basket. Cleveland, unul solist, uite, Constantin Niță. Handicap pentru Cleveland Cavaliers plus 7,5, așadar o răbufnire de orgoliu, măcar să-i spunem o răbufnire de orgoliu, deși o răbufnire de orgoliu la modul cel mai propriu însemna să câștige partida, însă e destul de complicat. Cred că e și greu, ai plumb în ghete și ghetele alea sunt mari, adică încape mult plumb. Da. Numere mari acolo, da? Corect. Sunt mesaje privind-o pe Simona Halep, le vom citi imediat, dar deocamdată haide să ne îndreptăm către următorul subiect al emisiunii, care vine chiar din tenis. Este vorba de o semifinală interesantă, dar mă tem cu final previzibil, cel dintre Marco Cecchinato și Dominic Thiem. Pentru că am ajuns la tenis, vreau să mai fac o apreciere înainte de a citi mesajele noastre, și anume, Simona pare să fi prins o idee mai mult curaj, mi se pare bună chestia asta, însă totuși mi se pare iarăși departe de tenisul pe care l-avea înainte să intre în vizorul, eu știu, fanilor tenisului. Adică ea, când a început să urce, când a început să devine cunoscută, ea juca un tenis mai spectaculos, mai curajos, mai decisiv. Am văzut pe mingile înalte, mingile care cad și au mai încete, adică ea atunci schimbă direcția, însă în principal rămâne tot pe mingile acelea de siguranță. Mult mai bine joacă acum, chiar și decisiv joacă unele mingi, însă oarecum a rămas ceva din reminiscența perioadei astea în care s-a temut un pic și am văzut chestia asta. Sper ca în finală cu Sloane Stephens să nu fie o problemă, nici nu cred, nu-mi imaginez cum ar putea să o bată Sloane Stephens. Oamenii ne zic, domne, cereți-vă scuze față de Simona Halep. Eu nu cred că ar trebui să ne cerem scuze, pentru că dacă ați văzut, mari susținători ai Simone Halep și-au modificat un pic discursul până astăzi, în sensul că sunt un pic mai prudenți în laude, spun la domne, lasă-o să câștige aia și vedem după aia, nu mă mai având, nu mai zic, nu mai cu tare și cu tare. De ce? Pentru că s-au frit de atâtea ori. Noi am încercat să rămânem, să ne facem treaba și să spunem lucrurilor pe nume. Uneori au fost plăcute, uneori mai puțin. Dar oamenii le-au ținut minte mai ales pe alea neplăcute. Asta mă urmează. Noi încercăm să câștigăm la pariuri. La pariuri n-ai cum să câștigi dacă ești fanul vreunei echipe. Sau și sportiv. Apropo, Dane, tot dacă suntem la hare, este clar subiectul zilei, o avem din nou în finală, suntem bucuroși. 1,45 are cotă să se impună în finală. Față de 2,85. E bună, e de luat de acum, nu? Da, văd că sunt în ușoară creștere cotele pe Simona. Bine, e finală până la urmă, 1,45 nu prea e cotă de finală, chiar dacă ar fi o favorită certă în Simona. O partidă cu... Da, eu văd totuși 2-0 câștigând, adică nu prea fac griji în privința. 2-0, deci sub 2,5 seturi. Cota este 1,52, iar la 2-0 avem o cotă de 2,17. Deci... Pe acolo. Bun, sunt cote bune, da, da. Corect. Bun. Sabin, pentru că vorbeam de oameni care nu se știe cum au ajuns până acolo, gen Sloane Stephens, care nu e o... și Madison Keys în același timp e valabil și pentru ea. Nu sunt jucători de zgură, iarăși e un jucător care surprinde plăcut până la urmă, de ce să nu spunem și treaba asta, e Marco Cecchinato, care în toată viața lui a ajuns în turul 1 la Roland Garros cel mai bine, cel mai bun rezultat la Paris. În rest, calificări, a murit acolo. Da, păi dacă fetele care au jucat astăzi în finala mai auzisem de ele, până sunt jucătoare de top 15 mondial. Corect. Cecchinato a venit de nicăieri, a mai fost acel băiat la Australian Open care a atins sferturile
îl scapă numele, că după aia nu a mai făcut absolut nimic. Da, o surpriză, clar, o surpriză extrem de plăcută, mai ales că a și scos doi jucători buni, Gofan și mai ales Djokovic. Djokovic considerat, poate nu candidat la trofeu, pentru că Nadal face lege aici, dar în sfârșit, sau și cu Tim, un jucător de asemenea foarte bun pe zgură, dar în sfârșit Djokovic este Djokovic. Cota 6.75 pentru o nouă surpriză produsă de Cecchinato. Rivalul său mai tânăr și în mare, mare formă, cota 1 și 13 la victorie. Aș mai spune ceva, Sabin, legat de victoria asta asupra lui Djokovic. Bravo lui, nemaipomenit, nu doar victoria asupra lui Djokovic și întregul parcurs, dar pentru Djokovic, faptul că a ajuns în sferturi a fost și asta o surpriză, fiindcă dacă ne uităm ce a făcut în restul sezonului, mai degrabă ne surprinde că a fost de data asta mai consistent decât neobișnuit de la începutul anului. Da, totul a început în 2016, la Olimpiada de vară. Noi am mai discutat subiectul de atunci, Djokovic S-a trecut în plan secund și eu cred că se pregătește ușor-ușor de retragere, pentru că e clar... Da, adică faptul că a ajuns Cecchinato în semifinale bătându-l pe Djokovic nu e chiar un argument nemaipomenit de puternic. Exact, nu este un argument foarte, da. Chiar Gofan mai devreme a avut o accidentare, deci nu a fost... Și în acel moment Cecchinato a avut argumente extra. Da, dacă oricum, vrei. Meritul e al lui, adică dacă era prost de pierdea și palea. Corect, corect. Cel puțin 33 de game-uri în meci, cota 1.91. Unul cu handicap plus 2.5 seturi, adică Marco să câștige măcar un set, cota 3.85. Și peste 3.5 seturi în meci la o cotă de 2.10. Pariul nostru este în schimb pe Tim să beneficieze de mai mulți ași în această partidă. Am găsit un pariu foarte interesant la o cotă de 1.70, ne-au descumpănit, așa, ne-a descumpănit traseul lui și parcursul lui Cecchinato, așa că încercăm să mizăm pe un alt fel de pariu. Să-l săpăm pe unde putem pe Cecchinato. Sunt doi jucători înalți, 1.85 amândoi, așadar s-ar putea să avem ași în această partidă. Prieteni, ne îndreptăm către înainte. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații. Multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la